De ce s-a certat Antonio Pican cu Vlad Munteanu? Am vrea să-mi faci un frate. Bun, frate, dar eu dacă ți-aș fi făcut ți-a așa, dacă ți-aș fi dat drumul și aș fi scris un echiperență. Nu-și dulceți, mă rog. Salutare, guys! Eu sunt Antonio Pican și astăzi avem un vlog foarte, foarte special pentru voi. Suntem aici la frățiorul meu, Hasan, cel mai tare hairstylist din București. Este un vlog foarte, foarte important pentru mine, deoarece este ziua mea astăzi, este 26 mai și astăzi dăm în mare, mare, mare parte la care o să vină toți frații mei și toți frații mei și toți dușmanii mei. O să filmăm toată experiența de astăzi, ne aranjăm și noi, ne facem frumos, după care mergem să ne îmbrăcăm. Și vă arăt locația, vă arăt tot, e o locație nemaipomenită, avem invitați de onoare, e top. Ne îndreptăm către căsuța unde o să dăm cel mai șmecher party de o zi de naștere de 20 de ani picantă. Cum ajungem acolo, așteptăm să vină lumea, eu am chemat pe toți de la 6, dar pun pariu că până la 10 nu o să vină nimeni. Așa că ne apucăm noi să ne distrăm, O să faceți cunoștință cu toți invitații mei de astăzi. O să fie foarte, foarte interesant. O să facem și un tur al casei, așa că hai să ne îndreptăm cât mai repede, că sunt foarte, foarte curios să văd casa. Am ajuns! Mamă, uite ce intrare, măi, și nebun la cap. Deci bine pe intrare, îmi place. Asta nu sunt primul, deci este ziua mea, dar nu sunt primul. Avem aici câțiva oameni care au ajuns înaintea mea. Hai să facem cunoștință cu ei și cu căsuța asta frumoasă. Bum! Asta e casa. Poate pare mică, dar nu e mică pentru că ea are un lac în spate. De mai e lac. Bă, e genială locația, sincer vă zic. Gen no promo. Locația mi se pare extraordinară. Și jos mai are un etaj și sus are și masardă. Edita mai căsoiul, dar înăuntru nu e casă, e club. Hai să vedeți. Mamă! N-are lumină, ești nebun? Nu știu cum o să ne vedem. Deci, în casa asta nu e lumină. Am noroc cu geamurile astea că se deschise și vedeți ceva. Dar casa și ziua e tot noapte. Și noaptea e noapte. În casa asta e numai noapte, să moară de exact. Avem de asemenea pereți cu mesaje. Ia să ne ce spune. Dudă, personal, persa, persa, uite, I went to be... Foarte mult. Ai vorbit de toți banii. Foarte motivațional, mi-a plăcut foarte mult. Ai cu mine jos, pentru că jos e nebunia. Aici e așa, ceva de mai chileală, sincer să fiu. Aici e level 1. Hai să mergem la level 2, level 3, level astea are nebunie. Am avut scările astea făcute, zici că sunt făcute în necaz. Asta e casă de party făcută cu scări în necaz. Moare Jaxana, dacă nu. Da, pentru cei care vor să durați că să plece, cred că o să ia pe cealaltă parte, nu o să urce pe aici. Hai să coborăm jos. Am aici pereți scris în engleză, ca să nu-i pot eu descifra. Bine. O, băie, e bun la bun, dar ce-mi place? Mat așa. Băi, e bun, bă, rău de tot. Aici poți să dai parte și ziua, mai jumătate. O încăpere în care se încapă în jur de 40-50 de persoane. Lejer, că nu o să stăm 50 buruc aici. Cum avem aici boxele cu bași, cu tot ce trebuie. Frumos aici, un DJ frumos de bunie, ca să avem și noi sonorizare când vine țancă. Că o să vină și ea, am dat drumul la gură degeaba. Aici din încăperea principală. Hai să coborâm să vedeți lacul, că e genial să moare Ceaxaneta. Dacă nu haideți să vedeți lacul. Uitați-vă și voi cum arată, nu-mi dau seama cât de bine o să vadă pe cameră că suntem în contrajur. Tu îți dai seama dacă ești pescar, că nu ai nevoie să mergi la pește. Pescuiești de la tine în spatele curții, mergi cu barca. Mamă, frate, e bombă rău de tot. Iar rai patinoar, deci bă, e tare rău de tot, sincer. Cam atât cu turul casei, mai sunt câteva grădini, mai sunt câteva chestii. Dar în mare, asta este casa unde să ne petrecem ziua mea de naștere. Așteptăm să vină invitații și hai să le distrăm!
toate le-au arătat de ziua lui, adică chiar e incredibil în România asta. Cum să-l arestez de ziua lui? Nu-l duci, nu-l dulceți, vă rog! S-a întâmplat ieri, a fost ziua mea de naștere, a fost haos, pur și simplu a fost haos. Iar acum sunt în lift, în blocul muntenilor, bine, nu e blocul lor, aici au casa, și mergem să filmăm niște conținut din ăla super, super, mega fresh, facem niște TikTok-uri, poate filmăm ceva și pentru vlog. Aseară nu prea m-am apucat să ne vorbim așa de mult, pentru că era foarte, foarte tare muzica și nu ne auzeam mai deloc. Trebuie să vorbim și noi despre ce s-a întâmplat aseară. Te pup, brodere, ce zici, cum e? Cum a fost ieri la ziua mea, s-a plăcut? Superb, am petrecut ceva. Nu prea n-am auzit așa de tare, că era muzica prea tare. Eu cu trepusta, bă, ce faci mă aici? Bă, tu să vii la sală, bă, nebunule. Eu să vii la sală, că n-am mai fost. Eu, uite mă, ce mușchea, mă, uite ce brăț are. Drake, te pup. Bă, adevărat, cum mi s-a părut la ziua mea? V-a plăcut? Ai distrat? Și ca tricepsul ăsta mega frumos. Zi-mă, ți-a plăcut? V-a distrat? Am distrat bombă. Ia zi, Cristian, ți-a plăcut? Nu l-am văzut pe Cristian. Ok, Pican, cât e la baie, i-am furat telefonul și mi-am schimbat numele de pe WhatsApp în Iuliana Peregoi. Și acum o să scriu de pe telefonul meu pe WhatsApp, să pară că îi scrie Iuliana Peregoi. Acum o să scriu de pe telefonul lui Pican ca și cum face el prima mișcare. Bun, începem cu un bun, hai să nu fie chiar. Bună, Iuliana! Bună, Iuliana! O zi bună, Iuli! Nu, e rău. Hei, ce faci? Când vii prin București. Da. Deci stai, când vin București, că aș vrea să ne vedem. Da, ne vedem. Bună, Iuliana, hei, ce faci? Da. Are talent să fii fata scris, da. În două zile, da, ne vedem. Bombă, rămâne să te sun. Bă, mai bine pune telefon, că ne riscăm să avia să drapa. Bine, scriu când se întoarce, scriu când se întoarce. Nu, să fii bun. Fiți atenți, vă zic să ghiciți câți follow, câți care cobrate ei pe Instagram. Acum, fără să vă uitați, fără să zic. 950. 947. Bă, acum câteva luni avea 40 de mii și bun. Nu 40 de mii. Avea până într-o stăca Soto și 1000 de mii. Deci Cobra Tate are 1.000.000 de abonați. Are 972. Bro, este... Bă, tu ai gândit la PlayStation-ul ăsta? O mafia TikTok-ului care, nu știu, postează toată lumea. S-a pus internațional. Termic. Mi-a scris Iuliana Beregoi. Credeam că ți-a scris cu bratăit. Ca ce ți-a scris? Cum ar fi fost? Mi-a scris, stai. Să blochezi telefonul și de-aia. Ok, rămâne să te sun. Bă, care mi-a furat telefonul? Cine a scris, mă, lui Iuliana? Cui? De pe telefonul meu, amă, să mor, eu faceți ca televiziunea astea. Dacă eu ți-i știu, parola. A, bă, frate. Eu cred că... Da, bă, dar mă las cu dansa. Cum e, bă, nu? Am, frate, care mi-a spus? Să mă urmă, știu, că acum... Dar până acum era pe live-ul, pătiță, cred că nu ți-a făcut nimic la telefon. Bă, frate, care e astăzi lui Iuliana Beregoi de pe telefon? Mă, frate, dar așa ceva nu se face, ești nebun. Nu iei telefonul lui, va să scrie la cineva. Să te dai drept el. Da, poate chiar nu mai ții minte când ai vorbit cu ea. Bă, să mă urmă, să am fost. Eu am fost. Bă. Eu nu știu cine e Iuliana. A, bă, frate. A, bă, lasă-mă în pace, mă, frate. Ce așa rău? Bă, frate, dar eu dacă ți-aș fi făcut ție așa, dacă ți-aș fi luat telefonul și aș fi scris unei tipe random că vreau să ne vedem, cum ai fi reacționat, frate? Bă, măcar nu i-a scris-o pe frate. Da, bă, frate, faci să te atingi. Este unul relevant ce zice el acum, mă. Bă, și... A, bă, bă, și el, bă, toată lumea a știut, îți dai seama. Nu mi se pare normal ce ați făcut, sincer. Ba da, vezi că știa și el. Să mor eu, frate, un gen ca ce? Da, măcar nu s-a supărat, a fost. Păi nu s-a supărat. De unde și când l-ați supărat? Nu s-a supărat, dar eu, pentru mine, așa, pentru... Dar eu zic să continui conversația. Da. Să mor, vreau să am bordeanul, e mai...
Bă, dar până mă ziceai de fute, de fute, vorbești. De ce ai făcut asta? Când ne plictisam groaznic. Bă, vorbesc cu tine, bă! Bă, Vlad! Bă, cred că scrie Ileana. Cred că poate scrie Ileana. Bă, frate, mi-a scris din bă, sunteți nebun la cap? Înseamnă că ai scris bine, Vlad, ce ai scris acolo, nu? Haide! Sună-mă, sunt Vlad, e să mă mor! Bifuem! Exact! Bă, bă, de ce cu bifat? Bă! Uite camera! Bă! Acum, dacă lumea o să ia fix segmentul ăla în care eu țip la tine, Vlad, toată lumea o să creadă că noi doi ne-am certat și toată lumea o să fie: de ce s-a certat Antonio Pican cu Vlad Munteanu?